Orice dragoste care duce la creație își dobândește legitimitatea. Lucian Blaga. Doamnelor și domnilor, avem aici pe Maria sau Maria Zbanghia? Maria Zbanghia, da. Ești de acord cu termenul? Da. Păi mie îmi place. Acum. Uite Dex-ul acolo. Ia să vedem. Nu știu dacă există zbanghiu în, există? Cum să în Dex. E un da. termen pe care îl știu de când eram copil, așa la urmă. Dacă usc. ai telefon, poți să-i să cer scuze. Da, Maria, dacă vezi asta, să nu te super pe mine. Păi nu se supără, sigur. Zbangie. <laughs> nu o se supără. Zbanghiu am găsit aici. Da. Citesc. Sașiu despre oameni și manifestărilor lor neastă împărat, flușurat, zvăpăiat, aiurit, răsucit, strâmbat, schilorit. Ne-ați împărați vă băiat, eu cred că îi se potrivește Mariei, așa că nu-mi retrag. <laughs> Doamnelor și domnilor, avem aici pe Maria sau Maria Zbanghia. Prima e despre ochi și spune sașiu, care nu știu ce înseamnă. Cu ochii când se uită așa în cruce. A, da. Asta nu e pentru Maria, Maria îmi retrag dacă asta ai înțeles. Ochi vicleni cam zbanghii. Mm. Flușturatic, sprinten. Da. Da, despre oameni și manifestările lor ne-a stâmpărat, a iurit. Asta se potrivește cu ce credem eu despre Zbanghiu. Da. Deci nu-ți cer scuze. Nu, pentru că i a fost cu, cu dragoste complimentul. Maria Zbanghia. Zbanghiu. Termenul zbanghiu este mai răspândit ca denumind o trăsătură comportamentală, neastâmpărat, zvăpoiat. Zbanghiu, cu varianta spanghiu, este pus în legătură cu termenul țigănesc bango, răsucit, strâmb, schilod. În unele regiuni, sensul lui zbanghiu se referă la o trăsătură fizică, sașiu, care se uită cruciș sau este orientat cruciș fericirea e un subiect destul de complex, înseamnă multe lucruri pentru multe persoane. Pentru mine, eu nu cred neapărat în fericire, cred mai degrabă în bucurie, cred că fericirea e ceva extern, nou și niște liste pe care ne facem noi în cap, pe care dacă le bifăm ne dăm voie să ne simțim fericiți, dar sunt mai mare fan al bucuriei, care cumva e o stare de asta internă, care nu depinde de exterior sau de lucru material de, din exterior și așa mai departe, ci pur și simplu de a fii recunoscător bine cu tine și împăcat, să zic așa, cu existența pe care o am sau o ducem aici pe pământ. Și bucuria e o senzație? E, e o trăire. O, Trăire care ține de creier și corp, adică mă bucur când mănânc un Nu, N-aș spune, n-aș spune, aș spune că ai mai degrabă o fericire când mănânc un cârnat. Dar bucuria zice că e mai degrabă o împletire între minte, corp și suflet sau spirit. Adică reunește și o zonă puțin mai dincolo de doar materia asta din care suntem făcuți. Concluzia este că bucuria implică și suflet, fericirea implică numai minte și trup. Am putea spune așa, am putea delimita în felul ăsta, da. Și atunci ce e iubirea? Iubirea este a transcede bucuria. Hai că am dat-o bine pe asta am zis. A, deci <laughs> am, E rup. dincolo de suflet, trup și minte Deci suflet, trup, minte Exact Și ca să ajungi la bucurie mai trebuie ceva Deci asta e bucuria, suflet, trup, minte Și iubirea e o etapă peste Transcedem uh, ceea ce suntem noi Ca întreg și facem parte Într-un întreg mai mare Cum e să iubești? E o întrebare bună, nu știu dacă am ajuns la iubirea aia absolută Pentru că sunt multe cred multe Etape ale iubirii Cred că e, e o stare de spirit, iubirea. Crezi că e diferență între iubirea de mamă, de tată, de soție sau de copil sau de prietenă sau de prieten? Oh, 100%. Cred că e diferență între uh, iubirea pe care o ai față de diverse partenere de-a lungul vieții sau parteneri după caz. Cred că e diferență între iubirea dintre o mamă și un copil. Sunt multe nuanțe în ceea ce ține de iubire și nici nu mă consider un expert când că n-am ajuns la o înțelepciune așa mare cât să intru în adânc cu ei. Dacă vorbim despre conceptul de Dumnezeu, are iubire absolută, care e o iubire necondiționată, pe care eu personal nu consider că pot să o înțeleg, nu consider că am experimentat-o încă, dar pe care la un moment dat, poate în viața asta sau vieții următoare, o să am ocazia să o experimentez.